în anumite structuri administrative trebuie să resuscităm activitatea și trebuie suplimentat numărul de oameni. În alte structuri, unde nu era atât de mare încărcătura pe personal, am decis diminuarea personalului. Aleșii locali întrunița seară în ședință ordinară au avut de aprobat organigrama, statul de funcții și numărul de personal al aparatului de specialitate al primarului, cel al Serviciului Public de Asistență Socială, al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei, al Muzeului Țării Făgărașului și al Bibliotecii Municipale. Doar că aleșii au votat o diminuare a posturilor la aparatul de specialitate al primarului, de la 127 de posturi la 123. Mai mult, juriștii care făceau parte din compartimentul juridic au fost redistribuiți. Acest lucru a fost hotărât pentru a exista în fiecare structură măcar un jurist. Am decis dizolvarea, să spun așa, a compartimentului de informatizare prin plecarea celor două persoane pe unele posturi, în unele structuri care au mai multă nevoie de ei. Vezi cazul Serviciului de Evidență a Persoanei, care are o încărcătură fantastică, dar pentru care nu se mai pot face angajări, pentru că este numărul maximal admis de lege, dar am decis transferul unei persoane de aici și am decis de asemenea ca acest compartiment juridic să se redistribuie în sensul că fiecare jurist care făcea parte din acest compartiment juridic, să preia o structură administrativă. Compartimentul juridic avea 3 persoane care au fost redistribuite astfel. O persoană la biroul de urbanism și disciplină în construcții, o persoană la serviciul de taxe și impozite, iar a treia persoană la compartimentul asociației de proprietari. Hotărârea a fost luată pentru că, în cazul celor 3 compartimente, există foarte multe procese pe rol. Celelalte organigrame nu au fost modificate.